Partidul Unionist Dreapta și-a împlinit biroul său politic și a discutat pe fundalul evenimentelor politice de ultimă oră pentru a lua decizia finală referitor la participarea candidatului său, doamna Ana Guțu, în primul tur al acestui scrutin prezidențial. Decizia a fost unanimă. Doamna Ana Guțu va participa la primul tur de scrutin prezidențial din 30 octombrie și deci nu se retrage din cursa electorală.